Bâlciul Roman 2024 va avea loc în perioada 2-6 august în complexul de agrement Moldova, în zona cortului de evenimente, conform hotărârii Consiliului Local numărul 160, adoptate pe 19 iulie 2024, prin care s-a aprobat și regulamentul privind organizarea evenimentului. Decizia a fost luată în urma evaluării mai multor posibilități de amplasare a acestui eveniment anual, care a fost sistat câțiva ani, înlocuit cu cel din parcarea centrului comercial, deoarece pe terenul fostului bazar este construită acum creșa cu 110 locuri. La ședință au participat fizic doar doi consilieri locali, primarul, viceprimarul, secretarul general al municipiului Roman și președintele de ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului de interes local Bâlciul anual 2024. Cu referire la anexa 1.1.1, textul propus pentru modificare se referă la amplasament în zona Obor, strada Islazului, având ca motivație disconfortul fonic pentru locuitorii din zona favorită. Se perturbă activitatea din complexul de agrement. Mai sunt ceva discuții. Supun spre aprobare amendamentul depus de doamna consilier Havici. Cine este pentru? Ia să numărăm. 1, 3, 1, 2, 3, 3. 3 voturi. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă, două. Abține? Trei. Abține. Trei voturi împotrivă. Abține? Un, doi, trei. Șapte. Deci amendamentul nu trece. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma inițială. Dar amendament. Cine este pentru? Cât sunt pentru? Doamna Iancă. Am să rog colegii consilieri care sunt în online să trimită și pe intermediul chat-ului, pentru că mai pierd semnalul și nu-i mai vedem online. Și atunci, pentru a putea înregistra votul dumnealor, am să-i rog să fac acest lucru și prin online și să mai rog și pe domnul președinte să mai spun o dată la vot pentru a se putea sincroniza. Deci, cine este pentru proiectul de da. Să avem una, două, trei voturi. Nu la sus, spre față. Cine este pentru? Uite, văd că se scrie acum pe chat, se vede acolo. Aparatul de specialitate, vă rog să verificați că se vede acolo în lateral și votul fiecărui consilier. Aș mai face o precizare, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Cu privire la solicitarea sau amendamentul care s-a depus, noi am încercat mai multe variante pentru organizarea acestui eveniment, iar pentru a putea îndeplini criteriile tehnice și criteriile de avizare pentru organizare, în timpul care îl aveam la dispoziție, a fost singura variantă tehnic și logistic care ne permitea organizarea acestui eveniment.
Am avut în vedere un loc mai amplu unde să l-amplasăm, dar acolo era foarte greu de organizat, întrucât erau niște măsuri de organizare impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru a fi avizate și trebuia să facem niște lucrări importante pentru acest lucru și nu aveam cum. Am avut în vedere și spațiul propus de dumneavoastră prin amendament, dar la fel erau niște lucrări de trasare, partea de utilități, putere suficientă pentru a asigura participanților necesarul de energie electrică pentru eveniment și totodată amplasament, parcări și împrejmuiri. De aceea, în acest context, în timpul care ne-a mai rămas în cele circa două săptămâni până la eveniment, era singurul loc care îndeplinea condițiile decente pentru organizarea acestui eveniment. Sigur că propunerea pe care ați făcut-o poate fi luată în calcul și din timp, dacă stabilim acest lucru și discutăm și putem să facem lucrurile necesare, putem, cred, în viitor organiza acest eveniment acolo. Și eu am fost inițial de părerea aceasta, dar din păcate, în momentul de față, nu avem timpul fizic și condițiile pentru a-l organiza acolo. Vă mulțumesc! Agenții economici vor fi obligați să se încadreze în orarul de funcționare, respectiv 10-23 după ora 22 fără muzică și cel de aprovizionare între 7 și 10. Pentru agenții economici care vor să participe, taxele sunt următoarele. Pentru loturi comercializare non-alimentare, mărunțișuri, 200 de lei per lot, pentru loturi fast food, 1000 de lei per lot, pentru loturi patiserie, 800 de lei per lot, pentru loturi alimentație publică, 3000 de lei per lot, pentru loturi comercializare haine din piele, ele și blană, 500 de lei per lot, pentru loturi, parcuri de distracții, 20.000 de lei per lot. Taxele includ ocuparea domeniului public și utilitățile necesare funcționării.